Vă apropii de final. Briana! Ce părere ai? Facem ceva fain! Hai să vedeți! Trebuie să aruncați mingile? Dacă ajungeți la bani, înseamnă că ați câștigat banii ăia! Da, Bri, totul e despre bani la tine! Dar nu așa! Teo, Mara, mami! Ce ai mai pregătit aici? Iarăși ne jucăm? Nu vrei să aștept să vină bebe să se joace și ea? Da, mami, dar Teo își dorește foarte mult, cât mai multe challenge-uri! Da, de mult îmi doream! Și eu vreau! Și da, m-au inspirat unul din aceste short-uri de pe YouTube. Cât de tare te asortezi cu masa aceasta creată de tine! Sunteți imaginea perfectă! Da, da, tocmai de aia vreau să veniți să mă ajutați și stați un pic! Avem și ceva ninjuțe colorate pentru fete! Mami, lucrurile sunt simple. Avem câteva reguli pe care trebuie să le respectăm. Da, le știu! Și eu sunt multe challenger cu pahare. Concurăm fiecare dintre noi cu toți ceilalți, în sensul că suntem pe cont propriu. Știi? Eu! Ce credeți că puteți câștiga? Bani, tati! În majoritatea challenger-urilor de acest timp se câștigă bani. Dar pot fi și challenger, pot fi și surprize. Poți câștiga alimente. Poți să încerci lucruri gustoase sau scârboase. Pe lângă asta, jucăm și ping-pong. Nu, mingile de tenis fac jocuri. Ele intră cel mai bine în pahare. Păi să jucăm, ce mai așteptăm? Primul concurent va alege una din cele două culori și va trebui să tragă la sorți o culoare de pahar. Avem 5 culori, acestea vor fi introduse într-un săculeț și fiecare extrage câte un pahar. Iar aceasta va fi culoarea pe care va trebui să o nimeriți de pe masă cu mingea de ping-pong, fără să dărâmați paharul. Mingea de ping-pong trebuie să rămână în pahar, abia atunci ați câștigat provocarea. Cel mai bine facem o demonstrație. Am ales culoarea aceasta, trebuie să lovești partea goală, masa. 3, 2, 1 și... Dacă avei mof, câștigai! Briana va fi prima! Așteptați! Să extragem culorile întâi! Le vom pune aici, pe rând. Le amestecăm bine, 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 bine. Și Briana extrage prima, închide ochii. Ce culoare, Bri? Spune-ne culoarea. Acum, Teo, vino Teo. Și. Stai că nu se poate, ai tras două. S-au suprapus. Hai, Teo. Doar unul, da? Hai, mami. Hai, Briana, prima! Briana, prima! Să vedem din câte încercări reușești să faci moful. Știți cum facem? Vom pregăti aici setup-ul pentru short și să-l luăm coadă pe rând. Când reușești să-ți iei paharul de culoarea ta, ai ieșit din joc și coada continuă până reușesc toți, da? Da! 3, 2, 1 și... Și? Mai departe! Să stai la rând din nou! Teo! Mai încearcă! Hai, Mara! 3, 2, 1 și... După mine urmează tati! Hai să nimeresc un roz! Și tati... Roz! Nu roz! 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 Hai, Briana! Încă o dată, următoarea! Fugi! Runda a doua! Hai, Teo! Și? Super! Fugi! Hai, Mara! Și! Galben! Hai, tati! Nu-i corect! Hai, Bri!
Și acum rândul Teodorei. 3, 2, 1 și... Poate Alba e mai cu noroc. Galben. Pușbri, te acum. Roz. De ce a dat de greu? Cât pe ce? Hai, tati! Galben, da? Galben să fie! Da! Hai, no, bine, no, hai! Nu! Asta nu poate să spice în niciun pahar, pentru că se sparg paharele. Ultimul. Da, nu. Roz! Se pare că jocul acesta nu are decât un singur câștigător, pe Mire! Da! De peste jumătate de oră și nimeni nu și-a nimerit culoarea. Toți au nimerit cu roz. Acum voi nimeri. Paharul, așa a nimerit și prin înaintea ta. Nici la tine n-a stat. Dar să considerăm jocul făcut și să trecem la runda următoare, pentru că deja îmi amețesc ochii de câte culori sunt pe masa asta. Să strângem paharele, zic! Eu strâng albastru. Eu strâng portocaliu. Eu strâng roz. Eu strâng nou. Uitați câte am luat eu. Eu sunt prima. Eu a doua. De asta acum am atâtea șanse de câștig, pentru că paharele roz sunt cele mai multe. Și mie mi-a picat prima la roz, așa. Mm-hmm. Și să vedem cine a avut cele mai puține șanse. Teo. Cele mai multe șanse, de fapt, le-a avut Bri, sunt cele mai multe pahare mov. Apoi Mami, Tati, Mara și Teo. De asta n-a nimerit niciunul, nici altul. Hey. Avei totuși, uite câte șanse. Da, Bri! Serios, acum și tu. Și tu. Mami avea cu pahar mai puțin decât lui, să și vede. Da, și tati cu trei mai puțin decât mine și tot n-a nimerit. A jucat 10 runde în plus față de mine. Asta e. Trecem la următorul challenge. Mara? Să înceapă provocarea adevărată. Jocul unde vom câștiga bani. Bani adevărați? Da, bani adevărați. Și putem să-i cheltuim. Pe bune? Mami, stiga. Nu facem o hârtiuță și să trecem sumele? Nu, tati, e mai palpitant când îi vezi fizic. Așa că eu aranjez paharele, iar tu vino cu banii. Bani. Mami, hai să stabilim sumele. Dă-i încoa. Ia să vedem noi, cea mai mare valoare să fie aici, următoarea valoare aici. 2. 100 de euro. 200. 50. Multă șanse de câștigare. 20. Dacă aș nimeri vreo 1, aș fi ce mai bucură. 10 și 5. Păi pe lângă bancnota mare, sume mai mici. Ca să nu cumva să nimerim suma mare. Acum cine începe? Cine e primul? Tot de la mica mare. Nu, eu vreau să fiu prima, pentru că eu am câștigat jocul anterior. Eu am nimerit aproape de fiecare dată în alte pahare, deci eu pe locul 2. Te autoproclam tu. Restul eu zic piatră, hârtie, foarfecă. Piatră, hârtie, foarfecă, toți ce da. Piatră, hârtie, foarfecă. Piatra taie toate foarfecele, piatra sfarmă foarfecele, deci Mara e pe locul 2. Și tati prinde acum piatra. Voi. Nu, aveți foarfece, nu schimbați, că v-am văzut. E bine, Mara e pe locul 2, acum voi trei ați rămas, hai. Tati, Bri și Teo, faceți din nou. Piatra, râție, foarfecă. Așa, Bri pe ultimul. Acum locul 1 sau locul 3? 1 și piatra, râție, foarfecă. Da. Tati e locul 1. Mami, alege culoarea mingii și start. 3, 2, 1 și nimic. Aranjăm și Mara a doua. Hai, Măruța. 3, 2. Hai, tati. Norocul lui debătorului. Yeah. Teo, că mai sunt magnate mari de 100 de euro. Wow! Ia
Ia să vedem cât ai câștigat. 10 euro. Eu am 1000 de lei. Hai, Bri. Hai, Bri. Și... yeah! Briana, tura următoare. Se dă până câștigăm toți banii. Acum rândul mamei. Start. Hai, tati. A, mai jos și tu? A, da. A, da. 3, 2, 1 și... Briana. Punem înapoi. Yes! Hai, tati. Rândul meu. Hai, Teo, hai! Wow, aproape! Wow! Hai, mami! Aproape! Mara, 3, 2, 1 și... wow! Hai, norocul începătorului! Și... Teo, start! Wow, aproape! Hai, super, hai! Nu, nu, nu! Yeah! Yeah! Nu! Yeah! Super! Mara, încă o dată, start! Oh, hai, tati! Ce-ai câștigat? Gol! Hai, Teo! Și yeah! Și gata. Cât ai câștigat, Teo? Wow! Super! Și gata, fiecare a câștigat câte ceva, sau mă rog, care a reușit să câștige câte ceva. Eu am 100 de euro, Mara are 200 de euro. Iar eu 30 de euro. Pentru că i-a luat acum din pahar. Și eu am atât. Eu zic să lăsăm banii la o parte și să trecem la următorul challenge. Vine să luăm o parte în buzunar. Vom lipi paharele de masă și vom rula mingea de tenis din capătul acela până aici la pahare. Dar mai bine să vedeți cum facem asta. Lipi paharele. De data asta vom avea 3 încercări fiecare la rând. Banii nu vor fi luați din coșurile lor, din pahare, ci vom aduna suma la final. Așa. Greu o să fie. Dar picat acolo, zai! Aici. Aici. Și gata. Prima va fi Mara, apoi eu, Teo, tati și Bri. Să-i dăm drumul. Cine e prima? Câte multe bile avem voie deodată? Ai 3 bile. Le dai deodată sau pe rând? Cum vrei tu. Să-i dăm drumul! Una! Una! Două! Două! Nu exclude, poți să câștigi și tu 200. Hai! Hai, mama! Și, și, și... 200! Yes! Nimic! 200! Hai, Teo! Rândul lui Teo! Start! Una! Una! Concentrează-te! Și, 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 două! Trei! Hai, tati! Start! Deodată! Tati, cât a câștigat? Și acum, Briuța! Hai, Bri! Trei biluțe! Wow! Și avem scor egal! Mami a dat o dată la 200, tati o dată la 200 și Mara o dată la 200 de euro! Runda aceasta vom arunca o singură dată, dar cu 3 bile. Fiecare. Ce nimerim, nimerim. Cine vrea să fie primul? Eu. Bine, Bri, ia 3 biluțe și aruncă deodată. 2, 3 biluțe. 3, 2, 1 și... wow! Wow! Lasă-i acolo. Cine e următoarea? Hai, Teo, 3 biluțe. Teo, 3, 2, 1 și... și, 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 și... wow! 55! Am mai nimerit cineva! Acum, mami! 3, 2, 1 și... 200! Și acum eu! 200! Și acum rândul meu! Oh,
chiar a crezut, a și fugit după obriana înapoi. Pregătim următorul challenge. Ohoho! Alimente gustoase și mai puțin gustoase, în sensul că ardeiul e iute, lămâia e acră. Avem mandarină, care e bună, e gustoasă, e dulce, nu e acră. Bomboane de ciocolată și chestiile astea. Jeleuri. Regulile jocului sunt următoarele. Fiecare concurent va da cu bila până reușește să cadă într-un pahar. Indiferent ce pică, ăla e produsul pe care îl va mânca. Ardei! Mâie, nu vreau totuși să mănânc ardei. Hai, Briana! Să înceapă distracția, nimic! Mai dă! Până nimerește, ba! Și până să brii! Acum dă... Wow! Să mănânce o bomboană de ciocolată! Nimic! Ardei! Nimic! Și brita de 20 de ori. Mandarină! Mandarinele se termină mai repede decât am crezut. Am pus doar 3 felii, dar mai am o bucătărie. Bună? Acum e rândul măruței. Ce crezi că o să găsească Mara? Ardei pentru Mara! Iar 3, 2, 1 și... Nu! Și... Mandarina! Nu cred! Toată lumea a mâncat mandarina! Mandarina de la bucătărie să facem refill. Dacă ne merești o mandarină. Nu putem continua shortul fără mandarină. Și iată, nu acum Teo, pentru că... Dacă nimerim la mandarină, ne trebuie, da? Până viitoare. Hai, mami, rândul tău. Stai să pun pahare aici. Stai să umplu paharul aici. Ce pahare? Să pun pahare. Uite, ia și tu ce. Și rândul meu, eu chiar aș mânca o... mandarină. Problema e că dacă vrei să te lupți pentru mandarină, s-ar putea să nimerești... Ardeiul. Nimic. Sau jeleu aici, ia să vedem. Hai să încerc la pompoane. Și... Trebuie chef de dulce. Nu? Mami! Și... Mami, chiar nu mai nimeresc acum nimic. Yeah! Iar acum rândul meu. Hai, tati, să te vedem! Poate să fie cardea! Ar fi ceva. Sau lămâie. E ustor. Ești na. Ce vrei, ardei? Și nu a fost iute. Cred că e iute dacă mănânc mai mult. Este ca mânca noi la ciorbă. Așa că am scăpat bine și ieftin. Fetelor, dar voi ce faceți? Continuăm, hai. Fetele vor în continuare să se distreze cu challenge-ul ăsta. Vouă vă place acest challenge? Îl încercați acasă, părinți cu copii? Următorul joc! Următorul challenge cu pahare! Avem de-a face cu pahare umplute cu apă. Ia priviți! Mingea stă deasupra! Astfel încât niciun pahar nu se va dărâma. Cine nimerește în mijloc câștigă cei 200 de euro. Eu vreau lămâie! Lămâie? Vreau să facem noi o rocadă. Să avem... Am schimbat cu tot cu culorile de pahar. Avem și lămâie în față. Avem lămâie, bomboane, ceapă și mare prima. Și mare prima? Eu a doua! Rând pe rând, o singură dată. Și apoi trecem din nou la coadă. Star challenge! Marea prima! Start! Hai, Mara. 3 și... Rând pe ce să mănânce ceapă? Hai, Teo! 3, 2, 1... Lămâie!
Hai, Drăguța! Nu, n-ai înțeles! Dintre să arunci, să sară! Să sară, poc, poc, poc! Hai! Hai, mami! Mami, mami, ce-ar vrea să mănânce cu prăjiturică? Sau să mănânce cei 200 de euro? Mm. Prăjiturică! Bravo! Mai adună! Delicioasă! Hai, Mara, încă o dată! 200 de euro! Nu, 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 ceapă, ceapă! Eu iubesc ceapă de ștefă! 2, 0, 0! Hai! Aproape. Hai, Teo. Ceapă! Se pare că nu-i place. Iar o să miroși la ceapă. Hai, pe tata, la Teo. Cum e ceapa, Teo? Iute. Iute, iute, iute. E ieșită din comun și este ceapă de masă special luată pentru micul dejun. Să o putem mânca. Nu se poate mânca. E prea iute. Acum a venit și rândul meu. Wow! Din prima! Super tare! Ferrero Rocher. Tati, cred că o să trebuiască să pui din short, că ai nimerit. Că eu te filmeam pe tine, nu paharul. Care e preferata mea. Wow! Cine dă? Eu! Doar Mara și prima îi joacă acum. Eu vreau la mâine. Da! Eu! Cu vulpea când ajunge la struguri? O să. Rândul meu! Încă o dată! Nimic! Hai, Bri! Hai, Bri! Îți place un pic de lămâie. Lămâie? Da! Acum reușesc să împice eu. Data viitoare! Și, și, și... O, aproape! Nu, nu, nu! Prea, pare așa! Hai, Măruța, hai! E clar. Mara și Bri vor linge lămâia pentru că nu au nimerit nimic. Lămâie! Eu am întors. Cum a fost lămâia, Bri? A grizoaia. Uite la Mara. Și Mara? Wow! Cum e, Măruța? Mara se strâmbă mai tare decât Bri. Pentru că Briane îi place lămâia foarte mult. Și mie îmi place. Limonada, mami. Brian, dar... Și lumea... Iar noi suntem aici prima parte a challenge-ului. Sperăm că v-ați distrat alături de noi. Pentru noi a fost foarte amuzant. Acestea nu au fost pedepse reale. Fetele și-au dorit lămâia asta. Nu pot să înțeleg de ce. Teo iubește ceapa. Ceapa iubește ceapa. Ia uite ce face apă. Mănâncă ceapă cu lămâie. Și e extra concurs. Adică... E bun? Acum de fi mie să pun cu Ferrero. Nu cred. Chiar nu mai iute. Teo, Briana vrea lămâie cu ciocolată. Există. Totul e posibil în familia noastră. Mulțumim că ne-ați vizionat. Până data viitoare, aveți alte videoclipuri de vizionat. Challenge-uri, vloguri, sketch-uri, așa mai departe.